Național Deșteaptă-te române, ascultat la zile festive, cântat solemn la diverse celebrări ale poporului român sau murmurat adesea cu emoție la debutul unui eveniment sportiv. Un cântec ce vine din trecut și care poartă amprenta unui neasemuit protopsalt, traducător și compozitor, care a marcat viața românilor din regiuni separate de zbuciumul istoriei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Anton Pan. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Muzica imnului nostru național, care e declarată de unii prea lentă pentru un imn național, dar dumneavoastră știți că o orchestră bună, o orchestrație bună poate să-l facă mai rapid, vine din această experiență a lui deosebită, Deșteaptă-te, române. Sigur, poezia este a lui Andrei Mureșanu. El, în ambianța șcheilor Brașovului, i-a cunoscut pe acești oameni, le-a împărtășit ideile. N-a fost un luptător de primă mână. N-a fost în prim rang să se afirme politic. Puterea lui cea mare era puterea muzicii, puterea intelectuală. Și a înțeles că o armă la fel de eficace cum ar fi politica este cultura. Și el s-a afirmat extraordinar de bine prin cultura. Acum ori niciodată croiește-ți alte soarte la care să se-nchine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Autorul versurilor e transilvanean, din familia mureșenilor, iar autorul muzicii e din țara românească. Uite cum le brodește Dumnezeu de bine în ideea unității, da? El a lucrat la imnul național în contextul mare al Revoluției de la 1848. Revoluția de la 1848, unul din centri a fost la Râmnic, cu generalul Magheru, cu tot ce s-a întâmplat acolo la Râmnic, cu Vâlcea. Alt centru a fost Brașov, unde s-au elaborat programe ale Revoluției. Alt centru a fost Islazul, București, Iașul, peste tot, Lugojul, Transilvania, Blajul, ce să vă mai spun. E, în acest context, el a văzut programul Revoluției. Și în programul Revoluției de la 1848 sunt puncte esențiale pentru dezvoltarea României viitoare. El simțea că poporul are nevoie de un cântec mobilizator. El a trăit în această atmosferă în care s-a făcut programul de dezvoltare a României moderne. Programul ăsta s-a făcut la 48, dar nu s-a putut pune în aplicare la 1848. Și a rămas moștenire generațiilor viitoare. Anton Pan a trăit până în 1854 și a văzut câte ceva, nu tot, n-a putut să vadă. Sufletul popoarelor trebuia trezit. Și Anton Pan a știut, alături de alții, să trezească sufletul poporului român. Dacă reținem că lui datorăm muzica imnului național, nu e puțin lucru. A fost o discuție, de ce avem într-o tonalitate minoră imnul Deșteaptă-te, române? Nimic mai greșit. Deșteaptă-te, române nu este în tonalitate minoră. El este în macam nihavent, la fel. Este un macam utilizat în secolul XIX în tot Orientul ca potrivit pentru a reda cântecele eroice. Macam nihavent este, de fapt, varianta de diatonic dur
am putea spune, a doricului. Doricul din antichitate, asta era modul doric, era modul eroic, modul de luptă. Piesa inițială scrisă de Anton Pan la 1836-1839, i-o dă lui Iosif Naniescu, viitorul mitropolit, care era diacon la vremea respectivă, i-o dă dedicație și e, de fapt, el pusese pe versuri de Grigore Alexandrescu, poezia din sânul Maicii mele, obsese pe această melodie. Era un pic diferit, era ternară oarecum ca scriitură. Cert este că această piesă îi trezește interesul și lui Andrei Mureșanu, care va face poezia un răsunet pe această melodie. Și cu mici schimbări, pentru că diferă față de originalul din sânul Maicii mele, această piesă ajunge să devină un cântec războinic. Pe dacă Mureșanu, care era educat în Transilvania, alege, culmea, ca melodie pentru piesa lui acest din sânul Maicii mele, fără să-l deranjeze, să consideră că este o tonalitate minoră. Asta înseamnă că gândirea lor ca societate, la vremea respectivă, era încă de tip oriental și considerau că asta este muzica cea mai reprezentativă. Era o piesă eroică. Lui, cam de la 1796 până la 1854, se desfășoară între două revoluții, să spunem. Momentul Revoluției din Occident, Revoluția franceză, Marea Revoluție franceză și ce a urmat, și apoi Revoluția noastră de la 1848 în Transilvania și 49, Revoluție care a fost românească pe trei scene diferite. Epoca asta a revoluțiilor a venit cu termeni și cu înțelesuri noi. Se naște la Sliven, la sud de Dunăre, pe teritoriul Bulgariei de astăzi, în Imperiul Otoman, dintr-o familie mixtă. Știm despre mama lui că era grecoaică, Tomaida, tatălui Petru, Petrov, bulgarizat. Este posibil să fi venit de la Chișinău. A mai avut încă doi frați mai mari. Primul biograf al lui Teodorescu spune despre tată că ar fi fost călderar. Este o succintă informație care a permis anumite divagații despre etnicitate, alăturându-se această meserie doar unei etnii, ceea ce este greșit. Călderăritul înainte era o breaslă pe care o făceau în general oamenii liberi. Era o breaslă alcătuită din oameni liberi. Ulterior, anumite meserii au trecut în practica, să zicem, ca mod de supraviețuire a unor alte neamuri. Pare să că prima educație a primit-o în strana bisericii din Sliven. Povestea originii lui a lămurit-o Călinescu. El enumeră cele vreo 10-11 presupuse etnii cărora aparține și spune: dar de ce nu întrebăm pe Anton Pan? Anton Pan răspunde, fără să întrebăm noi: cântă, băi, frate române, pe graiul și limba ta. Și lasă cele străine, ei aș de cânta. Este un argument indubitabil că sigur că era român. Limba română o socotea ca pe limba maternă și noi nu știm exact originea lui și a familiei lui, dar nici nu ne interesează prea mult în condițiile în care educația lui s-a produs înspre românism. Ce frumos zice el: cântă, măi, frate române. Păi dacă nu era român și nu se simțea român, el nu putea zice: cântă, măi, frate române, pe graiul tău, în limba ta, și lasă cele străine ei de a și le cânta. Tatăl moare și mama ia copiii și vine tocmai la Chișinău. Aici apare întrebarea: de ce nu s-a oprit la București, care era aproape, de ce nu s-a oprit la Iași, o altă capitală, sau s-a fugit în Transilvania, ce a mers direct la Chișinău. Este un argument că rudele din partea soțului erau în zona Chișinăului și de aceea merge la Chișinău, pentru că nu avea alte neamuri în Bulgaria. Un al doilea argument este vocabularul plin de cuvinte specifice basarabene de la acea vreme, și această observație o face chiar și primul său biograf, Dem Teodorescu, care spune exact același lucru, că aceste cuvinte atrag atenția și că e posibil ca el, de fapt,
tatăl său să fi provenit de la Chișinău. Și atunci este logic de ce familia fuge undeva pe la 1806-1807 în zona respectivă. În 1810, Anton Pan cânta în corul catedralei din Chișinău la partida de soprani. Sopranii, de fapt, sunt tenorii de astăzi. Așa se numeau la vremea respectivă, sopran tenorii de astăzi. Cei doi frați mai mari sunt luați în armata rusă și mor undeva în războaiele ruso-turce, posibil la asediu Brăilei. Din Basarabia, în 1812, venind zavera cea mare de acolo, adică atacul lui Napoleon asupra Rusiei, Basarabia a fost guduită de aceste evenimente și în aceste împrejurări a fost cedată Rusiei. Și atunci a trecut în țara românească. Împărate Anul 1812 îl găsește pe Anton Pan alături de mama sa la București. Pentru a supraviețui alături de mama sa, va deveni paraclisier la Biserica Olare și ulterior la Biserica cu Sfinții în care ne aflăm, unde va deveni și psalt 2. Deci aici își începe oarecum cariera de psalt în această biserică. La scurt timp după venirea în cosmopolita cetate a Bucureștilor, devine ucenicul serdarului Dionisie Fotino, boier de rang mijlociu. Dionisie Fotino face parte dintr-o dinastie a acestor fotinoși, luminați oameni, ca să-i zic așa. Tatăl său, Atanasie Fotino, era psalt al Patriarhiei Ecumenice, dar în egală măsură era autoritate la curtea sultanală pentru că era medicul personal al sultanului Abdul Hamid. Pan devine ucenicul său, este printre primii ucenici și cred că cel mai apropiat de acest Dionisie Fotino. Dionisie Fotino studiază în Constantinopol cu muzicienii Patriarhiei Ecumenice, dar în egală măsură vine la București, unde, dacă ținem minte, în epocă existau așa numitele Academii Domnești de la București și de la Iași, care erau în cel mai pur sens al termenului universități, după modelul occidental, unde se învățau diferite lucruri, inclusiv muzică. El studiază la aceste Academii Domnești și este preocupat foarte mult timp de istorie. Dionisie Fotino scrie multă muzică, este profesor și la Căldărășan, după aceea la București. Pare să că în casa lui Dionisie Fotino învață și își aprofundează, de fapt, și noțiunile de teorie a muzicii occidentale pe care le practicase la Chișinău în corul catedralei. Și spun acest lucru deoarece în casa lui Dionisie Fotino se cânta la fortepiano. Este precursorul pianului de astăzi. Cert este că Anton Pan în acest parcurs întâlnim informații că știa să cânte la chitară. Posibil că această chitară să fie chitara de la 1895 pe care o puteți vedea de altfel și la Casa Memorială Anton Pan, este un model acolo. Dar poate fi vorba și de o lăută, pentru că chitara în limba greacă se referă la un instrument de tip lăută, nu neapărat chitara așa cum o știm noi ca instrument. În anul 1816 își continuă studiile muzicii psaltice la nou înființata școală a lui Petru Efesiu. Pare să că a fost atât de bun încât ajunge directorul tipografiei pe care o va înființa Petru Efesiu la București, la Biserica Șelari, pentru că el menționează că în 1819-1820 el reușește să tipărească un axion. Deci pe o foaie volantă tipărește un axion. Este prima lui încercare de a tipări ceva. Iată-mi.
spre finalul celui de-al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, mitropolitul Țării Românești Dionisie Lupu vine cu o inițiativă inedită și edificatoare. Acesta hotărăște înființarea unei comisii de românire a compozițiilor muzicale religioase. Comisia era alcătuită din Anton Pan, Macarie Românahul, portarii al Sfintei Mitropolii, asta era funcția domnii sale, și cu Unghiur Liu, care Pangratie, care ulterior se va călugări. El acesta era protopsalt al Patriarhiei la vremea respectivă. Pe cât de tânăr era, pe atât de bine pregătit era, pentru că făcuse parte deja din echipa lui Petru Efesiul, lucrând în această tipografie. Pornesc la acest lucru împreună, numai că la un moment dat există presiunea Revoluției, care inclusiv îl forțează pe mitropolit și cei din jurul său să se mute. Deși comisia și-a încetat activitatea în scurt timp, Anton Pan s-a dedicat procesului de românire a cântărilor bisericești până la amurgul zilelor sale. În prefața unei lucrări din anul 1841, acesta specifică: și alții mulți s-au încercat la tălmăcirea cântării bisericești, dar n-au făcut decât au ridicat silabele zicerilor străine și în locul lor au așezat silabele zicerilor românești. A fost din acest punct de vedere o efigie. O efigie a ceea ce înseamnă modernizarea și românizarea României. Sună ciudat, dar elita noastră, cum v-am spus, era plecată spre limbile astea socotite culte și, în primul rând, spre limba greacă, moștenitor fiind ai limbii slavone în biserică, știți? Și trecerea pe Românie, cum se spunea atunci, trecerea pre-Românie, adică pe limba română, suna foarte greu. Eu cunosc în detaliu aceste lucruri în Transilvania, unde trecerea a fost la fel de grea. Ei, el s-a lovit aici, în țara românească, inclusiv la bisericile multe pe lângă care și prin care a trecut, de aici, din București, de aceste elemente și le-a înțeles și a răspuns cerințelor timpului său. El continuă această strategie la nivel național, să gândim, de traducere, de românire, dar anumite termenul de românire îi aparține lui Anton Pan, care este un proces extrem de complex. Noi astăzi credem că înseamnă numai traducere, dar este o chestiune de traducere în duh, este o chestiune de competență lingvistică cu totul extraordinară, o competență teologică remarcabilă și care trebuie foarte important să intre pe ceea ce înseamnă cadența imnografică și muzicală a acestor repertorii. Iarăși, din această perspectivă, Pan are o expertiză fantastică. A fost stăpânind acest deziderat extraordinar, aș spune major pentru viața lui și pentru noi toți, adică traducerea în limba română a cântărilor de strană, a cântărilor bisericești. Lucru pe care și l-a propus și Dumnezeu i-a ajutat să-l și-l înfăptuiască. Într-o lucrare a sa intitulată Fabule și istorioare, apărută la 1841, chiar spune că principala lui îndelemnicire a fost cântarea bisericească de mic copil. A iubit-o și a dorit, într-adevăr, în timpul acela, da, să transcrie, să traducă din greacă sau să compună lucrări originale pentru biserica noastră. Cel mai grozav cuvânt nu mai aparține considerației, tot al lui Antonie Plămădeală. Ce frumos cuvânt a găsit Anton Pan pentru a aduce cântarea de biserică în apropiere de sensibilitatea românească. Românită. În 1821, pe fondul mișcărilor sociale declanșate de eteria și revoluția lui Tudor Vladimirescu, urmând exemplul altor intelectuali, se refugiază în Transilvania, la Brașov. Va intra, pentru că merge la Șcheii Brașovului, unde exista o societate revoluționară, o familie a mureșenilor, preotul de acolo, părintele Barac, sunt mai mulți oameni importanți care încercau o renaștere națională în Transilvania. Și atunci e posibil, profesorul Vasile Vasile înaintează această idee și bănuiesc că o preia și domnia sa, că acolo a intrat oarecum în contact cu așa dorita poezie națională, folclorizată oarecum, un tip de vers pe care el îl va cultiva de altfel și pe care îl întâlnim și în Transilvania. După ce se încheie toată această rebeliune din sud, Anton Pan revine la București. De tine se... Oh.
1821, după întoarcerea de la Brașov, ocupă postul de psalt învățător pentru arta muzichiei la școala de pe podul Mogoșoaiei. În decursul anului 1826, activează ca profesor la școala domnească din Râmnicul Vâlcea și profesor invitat pentru a preda psaltica pentru maicile de la mănăstirile Dintr-un Lemn, Surpatele și Govora. Doi ani mai târziu, cântă la strana Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Pe lângă timpul dedicat muzicii, reușește în anul 1834 să tipărească Hristoitia sau Școala Moralului, care învață toate obiceiurile și năravurile cele bune, compusă în versuri, ce poate fi considerat un cod al bunelor maniere avant la letră. În 1836 îl găsim pe Anton Pan revenit la București, ca psalt la Biserica Oltenii. Mitropolitul neofit al Ungrovlahiei îl numește în anul 1842 dascăl de muzică la seminarul din București. În aceeași perioadă este mutat cu postul de cântăreț la Biserica Domnească de la Curtea Veche. Începând cu 1841, el începe să publice din manuscrisele sale și publică un prim volum intitulat Doxa Starul, care cuprinde slavele sărbătorilor împărătești ale Maicii Domnului și ale Sfinților de peste an. Începe să tipărească și cărți de muzică psaltică. Ideea este că la publicul larg cel mai mult au prins cărțile clar cu text laic, nu religios, în sensul că acele cântece de lume publicate în vreo 3 ediții, prima dată în 2 volume, după care în 6 volume, au prins foarte mult la oameni pentru că le publica și în notație psaltică. Deci oamenii puteau să deșifreze și melodia pe lângă texte. Iar cărțile de muzică psaltică, Dragostea vieții lui, a fost cel mai greu de vândut pentru că trebuia de fiecare dată să-și găsească abonați care să plătească înainte pentru a tipări. Și atunci pentru acei abonați îl trebuia să umple peste tot ca să strângă bani și dacă ne uităm pe listele de abonați, că așa era practica la vremea respectivă, la fiecare final de carte găsim și liste cu abonați, vedem că sunt din diferite locuri și nu sunt unitari, să zicem că avem, da, 100 de acolo, 100 de acolo. Într-o parte avem mai mulți, într-o parte avem unul, să zicem, da, dintr-o anumită regiune. Cert e că el, cu ajutorul tipografiei, reușește să aducă către publicul larg și în același timp să umple anumite nevoi ale psalților din strânele bucureștene și nu doar, prin tipărirea unor cărți de specialitate. În 1843, Anton Pan începe să-și construiască propria tipografie. Aceasta va fi instalată în chiliile Bisericii Oltenii din București, dărâmată în 1987. Cel mai important tratat de teoria muzicii psaltice din țările române îl publică în 1845 cu titlul Bazul teoretic și practic al muzicii bisericești sau Gramatica melodică. În bazul teoretic este într-adevăr autorul care introduce o istorie a muzicii plecând la vechii greci și ajungând până la Dimitrie Cantemir, la imnografi din biserica veche, la Dimitrie Cantemir în vremea secolul 18-lea, 17-18-lea și chiar la autori precum Mihalac Moldoglav, Vlahul, Vasile Cândărțu, Ianuarie Protosinilul din secolul al XIX-lea și Macarie Romanahul. Deci face o istoriografie a ceea ce nu s-a întâmplat până atunci. Macarie are în irmologiunul său câteva date istorice referitoare la muzica bisericească în vechime și la noi, dar o istorie completă o redă chiar Anton Pan în introducerea bazului teoretic. Apoi, pe lângă noțiunile de tip estetic și componistic, mai puțin întâlnite în gramaticele vechi sau teoreticoanele vechi, la finalul, și așa este un lucru foarte important, la finalul acestui baz teoretic de la 1845, el adaugă un metod de predare sau metoda de predare a muzicii bisericești în seminarul Sfintei Mitropolii. Pentru că era la 1842 profesor aici. Timp de 6 ani până 1848 a fost profesor la Mitropolie, la seminarul acesta, și prezintă o programă analitică. Și exact vreau să spun că și noi în seminar am avut și păstrăm, cred că, această programă, da, de la Anton Pan. Sigur, perfectată, da, adusă la zi, dar în cei 4 ani de seminar spune cum se studiază mai întâi. Semnele suitoare și coborâtoare, apoi semnele timporale și consonante sau ornamentale. Se trece la cântările din Anastasimatar. Deci prima carte care studiază este Anastasimatarul. Mai întâi glasurile 1 și 5, 4 și 8, apoi cele cromatice și enarmonice, așa și mai departe. După aceea, Catavasierul, în anii următori, până se ajunge la Calofonicon, la cântările cele mai dificile, adică pleacă de la simplu la complex. Ori această metodă apare prima dată la Anton Pan. În ziua de Paște anului 1847, la 23 martie, un incendiu devastator cuprinde o bună parte din mahalalele Bucureștiului. În urma acestei calamități, Pan scrie Memorabilul focului mare în 81 de strofe.
Flăcările ard și majoritatea depozitelor cu lucrările sale. În urma acestui dezastru, își mută tipografia în casa personală din strada Taurului, actuala strada Anton Pan, unde va rămâne și după moartea sa, când va fi moștenită de fiul său, preotul Lazar. Nu vorbim doar despre muzica strict bisericească. Acele colecții de muzică laică sunt piese care acoperă, de fapt, toate laturile sociale. Vedem de la muzică sătească, muzică urbană, muzică orășenească de târg, muzică de curte, am putea spune asta, muzică intelectuală, muzică savantă. Da, acoperă cele trei straturi ale societății din punct de vedere cultural. Pe de o parte, pe de altă parte, vedem că are muzici provenite cu rădăcini orientale, provenite din influențele orientale, dar în același timp și muzici care provin din influențele occidentale. Da, avem chiar și incipituri de romanțe, am putea să spunem, da, bazele romanței se pun undeva în acea perioadă și am putea spune că Anton Pan este un părinte al romanțelor de astăzi. Prezența lui în zona aceasta, în proximitatea Bisericii Lukács sau, cum este cunoscut astăzi, Sfântul Stelian Lukács, a fost dată și de faptul că el a locuit în proximitatea bisericii, aici a avut ultima tipografie în proximitatea bisericii. Ba mai mult decât atât, îl vedem pe Anton Pan într-o prietenie foarte frumoasă cu unul dintre protopopii vremii, care era și preot aici, care fusese numit în 1838 preot al acestei biserici, Lukács. Este vorba de protopopul Ioan Călărășanu. Un protopop poliglot, pentru că aflăm că împreună cu Anton Pan au tradus un tipic bisericesc. Era clar că au tradus și au tipărit un tipic bisericesc. Tipicul bisericesc, după cum știm, ne dă ordinea slujbelor, ne așează într-o ritmicitate. Arată că slujbele au o rigoare care ne îndeamnă la rugăciune, dar ne și cadențează viața. Asta arată și o viziune și o preocupare importantă atât a lui Anton Pan, cât și în prietenia aceasta intelectuală cu un protopop, Ioan Călărășan. Ne-l descoperă și de această dată pe Anton Pan ca un intelectual al vremii lui, ca un om preocupat nu numai de românizarea cântărilor bisericești, cât și de prietenia cu intelectualii din vremea respectivă. Ziua învierii și să ne luminăm cu și unii pe alții să ne îmbrățișăm. Celor ce ne urăsc pe noi. În 1848 este menționat ca protopsalt și dirijor de cor la Biserica Crețulescu. Continuă să scrie, să traducă și să editeze. Anul 1853 este unul prolific pentru activitatea sa tipografică. Publică atât cărți laice, cât și de muzică bisericească. În acest context tipărește antifoane ce se cântă la ecteniile serii, dimineții și ale Sfintei Liturghii. A fost și un compozitor original, adică nu doar a tradus. Deși aș nuanța spunând că chiar traducerile pe care le-a făcut el sunt atât de bine realizate, încât ai spune că sunt lucrări originale. Pentru că chiar o prelucrare, o exighisire și o transcriere, da? O adaptare a linii muzicale la textul românesc cu condiția respectării, cumva, și al linii muzicale, nu a desfințării ei, este un procedeu destul de migalos, nevoios. Ține de experiență, de anumit flair, anumit talent, să spunem, și maestrie muzicală. Lucrul acesta l-a reușit și iată că Anton Pan a publicat chiar până în alt morții sare, 1854, deci într-un decurs de 23-24 de ani, 20 de antologii, volume de muzică psaltică, de strană, asigurând cultul liturgic al bisericii noastre. Adică a scris pentru orice fel de slujbă.
nu doar slavele sau cântări din postul mare sau pentecostar, ci și la hirotonie, la taine și erurgii. Și mai mult decât atât, vedem că ne-a lăsat și alte cântări religioase și morale, cu care numite politicești. Deși încă nevindecat de gripă, pleacă la târgul din Răureni, județul Vâlcea, pentru a mai găsi cumpărători de slove și partituri. Aici se îmbolnăvește de tifos exantematic și, revenit acasă, zace la pat. În 2 noiembrie 1854, Anton Pan și-a așezat ultimele note în portativul vieții. Deși în ultimul testament pe care Anton Pan l-a făcut, în care menționa unde și-ar dori să fie înhumat, e vorba de schitul Roșioara din județul Prahova, a rânduit Dumnezeu un pic altfel, pentru că fiind o toamnă târzie, în perioada destul de greu de umblat, drumuri desfundate, e vorba de 2 noiembrie 1854, s-a hotărât ca înhumarea lui să fie aici, lângă Proscomidiar. Această hotărâre este importantă pentru că preotul de pe fereastra Proscomidiarului, vrând nevrând, primește raza soarelui și vede, atunci când pomenește pe ctitorii bisericii, vede și mormântul lui Anton Pan. Și n-are cum să-l uite, n-are cum să-l uite la pomenit. Poate uneori îi mai uităm pe cei care sunt înhumați într-un cimitir mai mare, poate se întâmplă adeseori să nu-i pomenim de fiecare dată pe nume, însă cel îngropat lângă Proscomidiar nu poate fi uitat niciodată. Cred că a fost providențial această înhumare aici, pentru că el și-a dorit foarte mult în viața lui să fie de folos bisericii și să-i adune pe toți împreună. Înmormântarea a avut loc în ziua de 4 noiembrie, la Biserica Lucaci, la strana căreia cântase în ultimii ani și a fost săvârșită de arhiereul Calist Stratonichias. Necrologul a fost rostit de ieromonahul Veniamin Cătulescu, care a mărturisit că Biserica Română a pierdut pe cel mai distins cântăreț, care s-a ostenit mai mult decât toți pentru podoaba bisericii și luminarea românilor în specialitatea muzicii bisericești. Nu l-au uitat nici înaintașii noștri. În 1930 a fost dezvelit bustul lui Anton Pan, ce se află aici, în curtea Bisericii Sfântul Stelian Lucaci. Și a fost un eveniment important, un eveniment cultural, la care au participat importanți oameni ai vremii. Iar aici aș aminti un iubitor al lui Anton Pan, e vorba de Ion Pasărea, care a zis atunci despre Anton Pan că va rămâne mare. Cruce însemnând Moisie dreptul tăiagul, Marea Roșie a despărțit, trecând pe dreptul Israel. Iar aceiași întorcându-se pe faraon cu care le lovind a împreunat, însemnând de-a curmeziși nebiruită armă. Deci lui Hristos să-i cântăm, Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Tatăl nostru, care-le ești în ceruri. Dacă viața lui a fost o dăruire totală pe altarul muzicii bisericești, cea mai cunoscută jertfă a sa rămâne melodia rugăciunii domnești. Din partitura inimii a transpus pe portativ o melodie sensibilă, o rugă profundă către Tatăl nostru. Un exemplu, am putea spune, de piesă creat în acel creuzet care este prima jumătate a secolului al XIX-lea, pentru că el este o combinație între muzica orientală și cea occidentală. Adică limbajul compoziției Tatăl nostru este un oriental, este un makam. Este un mod. Mai degrabă, el este acolo un nihavend combinat cu hisar. Dar, în același timp, își dorește evoluția unei piese de tip occidental, pentru că, la vremea respectivă, la noi în țară veniseră vodevilurile din Occident, cele italiene. Vodevilul fiind precursorul operetei de astăzi. Piese cântate pe o scenă, era un fel de teatru cântat. Anton Pan folosește în Tatăl nostru această evoluție spectaculară
a unei arii de muzică de operă, de operetă, dar în același timp limbajul în care o scrie este unul oriental. Deci este o combinație interesantă. Dezvoltarea este de tip occidental, dar limbajul este unul eminamente oriental. Nu este tonal, dar îți permite în același timp să faci o anumită armonie. De ce? Pentru că Makam Nihavend, ca și Makam Hisar, sunt moduri dure, apropiate de cele occidentale. Adică folosim tot ton, ideea de ton semiton. Imnul Ortodoxiei Românești. Grecii nu cântă Tatăl nostru. Cei care știu slujbele grecești, la Tatăl nostru chiar se fuge peste liturghie. Slavii nu au, pentru că slavii au introdus cântarea corală. Oțenaș nu mai este tatăl nostru. Deci singurul neam care are Tatăl nostru este sigur creația lui Anton Pan. S-a găsit unul care a descoperit cu ghilimele de rigoare că de fapt Tatăl nostru începe cu un motiv din Dies Irae. Sigur că și eu am pus problema, a știut Anton Pan Dies Irae, ferească Dumnezeu. În condițiile astea, el sigur că se apropie foarte mult de creația populară, nu accepțiunea cum o cred unii neapărat sanctificată. În Tatăl nostru nu este Dies Irae. Primele patru note, într-adevăr, coincid. Tirarira. Da, el se oprește aici. E Tatăl nostru, Dies Irae continuă. Dies Irae, Dies Irae. Păi nu e același lucru. E luat o celulă care coincide, nu? Cu Tatăl nostru. Ea este construită, mai curând am venit în zona noastră, construită pe tiparul melodiilor populare românești, cu major minor. Tatăl nostru. Jocul ăsta între major și minor se găsește în Tatăl nostru. Dar ce splendoare este! Carele ești în ce... Tatăl, invocația e foarte frumoasă, ca și cum ai spune tatălui de aici. Dar este Tatăl cel care este în ceruri. Ce frumos urcă pe scară, iar structura strofică, aproape de cântecul popular. Pâinea noastră revine cu anumite elemente melodice, care sigur că sunt în partea întâi. Tatăl nostru este o emblemă. Fără doar și poate este o emblemă. Am aflat și eu, sigur că nu am surse foarte sigure, că grecii ar fi vrut și ei să facă o variantă la Tatăl nostru. Semn de apreciere la ce reprezenta pentru ei Tatăl nostru. Această cântare în glasul al cincea a rugăciunii domnești a rămas pentru noi un adevărat imn al Ortodoxiei. De aceea foarte mulți compozitori au prelucrat pentru cor, unii chiar pentru cor și instrumente, această frumoasă linie muzicală a rugăciunii Tatăl nostru. Junghierea ta cea fără dreptate, Hristoase, văzându-o fecioara, plângă strigată de tine, prea dulcele meu fiu, cum pătimești fără dreptate, cum spânzuri bele. În Heruvicul Minunicar din 1947 are un cuvânt către cântăreț, cântător, așa îi numește el, și spuneam că, iată, s-a apropiat foarte mult de limba noastră și a cunoscut-o foarte bine, ca nimeni altul în vremea sa, și spune așa, dând sfat cântărețului român, cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă pe cele străine ei de a și le cânta. Cântă să înțelegi tu însuți și câți la tine ascult, cinstește ca fieșcare limba și neamul mai mult. Și în alt loc spune, cântă pe limba mamei și a tatei pe care o și vorbești. N-a trăit mult, dacă e să numărăm anii lui pământești, sub 60 de ani, nu parcă 58 de ani, dar a avut o viață pe care a dăruit-o cu greșelile omenești pe care le-a făcut ca orice om și a lăsat o moștenire. Iar această moștenire, dacă avem curiozitatea să o știm, chiar și astăzi pe Google butonând, putem auzi unele din melodiile lui, dincolo de imnul național pe care l-auzim mereu și e bine să-l auzim din când în când, auzim melodiile lui și ne minunăm de simțul lui extraordinar muzical
și de simțul lui național ca membru al acestui popor numit poporul român, că de-aia zice, repet, cântă măi, frate române. Cred că acesta este mesajul și răspunsul la această întrebare, să cântăm opera lui Anton Pan. Este ceas de vecernie. Psaltul merge la strană, deschide o carte de cântări, meșteșugite cu talent și multă osteneală. Își înalță glasul cu dragoste către cer, notele prin viață, iar sfinții zugrăviți pe ziduri par să țină istonul. Anton Pan este încă prezent în biserică, iar bucuria muzicii ce răzbate din cântările sale îi însoțește mereu amintirea, precum o candelă nestinsă. Și făcătoarei de vii, de vii.